Bine v-am regăsit, dragi prieteni și iubitori ai muzicii, vă spune Bogdan Curta, muzician, cantautor și cercetător în domeniul muzical la Centrul de Cercetare Pompidou din Paris. Gata cu vorbăria, ne aflăm astăzi aici ca să vă prezint ceva excepțional, este vorba despre PAC V1, pachetul V1 pentru bijuteria de Tyros 4, Yamaha Tyros 4. Pachetul conține samplere, conține 10 de ritmuri, conține peduri și, bineînțeles, registration memory, astfel încât voi să lucrați profesional așa cum trebuie și munca voastră să fie mult ușurată. Mă grăbesc să vă spun toate astea pentru că vreau să am timp să vă pot prezenta ritmurile și tonurile. Peste 97% din ritmuri sunt cu 3 intro-uri, 4 variațiuni, un break de improvizație și 3 ending-uri, 3 finaluri, așa cum trebuie să fie într-un program realizat profesional. Aveți desigur și ritmurile din Yamaha PAC-ul sud-est european, dar și multe altele făcute cu variațiuni mixate, puse samplere, îmbunătățite și lucrate așa cum trebuie. E important de știut că se vând și doar ritmuri, dar se vinde și pachetul. Bineînțeles, condițiile de vânzare și prețul implicit diferă, dar e bine de știut. Sunet plin și bogat, numai bine de scos lumea la dans, da? Așa trebuie să sune, să ai bas, să ai medii, să ai înalte. Nu neglijați mediile, media aceea către bază este foarte importantă atunci când lucrați, când cântați, da? Vă las să ascultați ritmul. Auziți acordeonul, panajul, braciul, contra. Și acum același intro, dar mai tradițional. Ce important este aranjarea, da? Cum s-a schimbat absolut totul. Un ritm absolut extraordinar. O muzică bănățeană, ardelenească, ungurească, țigănească. Puteți cânta orice pe el din toate zonele folclorice ale țării. Și acum un ritm pe care puteți cânta orice muzică românească, muzică polca, muzică bănățeană, o să vedeți cât de flexibil este. Veritabil de banat. Saxofonul e acolo unde ești de bine. Un ritm de banat cu influență sârbească. We'll be right back.
dar era pus pe tonul de armonie. Mergem în Moldova cu ritmul Bătuta, rim care are două variațiuni ca să nu ne repetăm atât de mult. Da? Cântăm o piesă sau piesa până la jumate cu o variațiune. Ce înseamnă variațiuni? Două feluri în care eu am mixat ritmul. Păcat că cei de la Yamaha nu se gândesc să introducă în tehnologia lor, să realizeze o tehnologie prin care ritmul ușor să se schimbe și tu să poți controla dintr-un fader, dintr-un buton, cât de mult să se întâmple asta. Bătuta așadar în prima variantă. Da? Și a doua variantă. Care sună mai pe... mai dance, mai etno. Nu e o diferență colosală, dar să știți că pe live se simte. Acum las imaginația voastră să se gândească ce poate fi cântat pe el. Nu o să cânt pe toate ritmurile, pentru că important e să auziți și style-ul. Îmi place foarte mult tonul ăsta de saxofon. Un alt ritm de bihor care vine de asemenea în două variațiuni. Auziți cât de plin bate? Și acum a doua variantă a lui. Brul Bănățean, care vine în două variante, o variantă mai apăsată, mai dramatică și o variantă mai lejeră, mai deschisă, depinde ce vreți și cum vreți să cântați. Hai să vedem varianta mai grea. Vedeți și registri, că sunt făcuți, acordeon, contra tot ceea ce trebuie. Și acum să auzim varianta mai deschisă, da? Asta pentru iubitorii de Korg. Seamănă un picuț cu Korg Roland. Și, din nou, varianta mai apăsată. Avem desigur și brâu pe 6. Breaza vine și în două variațiuni de mixaj. Ok, să auzim a doua variațiune. Este mai cu minte. Urmează niște ritmuri extraordinare de doină. Sau minor. Taragot. Final,
puteți să mișcați un pic ritmul. Al doilea rim de doină, absolut extraordinar. Se poate cânta și jazz pe el, dacă vreți. Și acum o doină din sudul țării care sună foarte bine pe Tyros 4. Auziți ce combinație plină între țambal și un instrument secret pe care eu l-am pus acolo? Bineînțeles că dintr-un astfel de pachet nu puteau să lipsească ritmurile etno. Un ritm etno absolut fantastic. Etno 4, un ritm extraordinar de reușit pentru orice zonă folclorică a României. Foarte bun, auziți ce bas puternic intră ca în Maramureș cu chitara? Perfect! Toate variațiile lui și aici un pic șmecher în funky. Thank you.
un ritm funky absolut extraordinar, puteți cânta pe el muzică de petrecere, deși e funky. Auziți ce frumos puteți stiliza cu samplerul acesta de saxofon extraordinar și ce rezultat puteți avea, încercând să dați muzicii o formă într-adevăr artistică, să ieșiți din ciobănismele astea de pseudo-manele, pseudo-muzică ușoară și să le finisați, pentru că linia melodică nu întotdeauna este rea. Și registrii ajută foarte mult. Foarte mult. Și ritmul este foarte bun. Și iată ce muzică de petrecere puteți cânta pe ritmul acesta pe care l-am lucrat astfel încât să fie masterizat pentru live-uri, pentru evenimente live tipic românești. Giamparaua, da? Giamparaua românească. Nelipsită. Și auziți acum și a doua variantă de giampara. Și acum întino prima. Prima sună mai plin, da? Diferențele sunt mici, dar detaliile fac diferența. E un paradox, dar e adevărat. Toate păsările dorm, Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Foarte bun ritm. Iar acum o să vă arăt un ritm românesc, ritm de muzică ușoară. Lumea poate să vorbească, da, muzica ușoară are o generalitate a ei în lume, dar totuși, în România, chiar dacă nu este folclor, și muzica ușoară are o particularitate. Și aici, chestiunea asta e valabilă din anii 80, 70-80, până în muzica dance de astăzi. Mai de mult, prin anii 20, era și mai pregnantă diferența și particularitatea muzicii ușoare românești. Să nu uităm că Ionel Ionelule a fost muzică ușoară. Acum e considerată piesă de muzică lăutărească, dar a fost muzică ușoară. Cât de particular românească, cât de profund românească a fost acea piesă. Hai să auzim și ritmul nostru. Thank you.
sau, de exemplu. Bineînțeles și instrumentele pe registration memory cu care se poate cânta. Nu lipsesc nici ritmurile de horă care abundă în acest pachet. Rupere de ritm foarte frumos. Același ritm remixat. Și dacă există o definiție a calității muzicii populare, acolo unde muzica populară se întâlnește cu influențe jazz și cu etno și petrecerea este una totală, aceasta este. Puteau să lipsească din colecția noastră nici ritmurile de învârtită. Și bineînțeles, schimbă registri, schimbă sunetul. Și aici trecem pe taragoda. Foarte bun și acest taragod. L-am lucrat astfel încât să sune mai natural. Și aici e a doua variantă, da? Același ritm, mai modern, mai obraznic. Și prima variantă. Și a doua. Vedeți? Așa trebuie făcut un set, să ai alternative. Da, acum am văzut și mi-am amintit că este și o a treia variantă. Este cea mai naturală dintre ele. Sunet mare, plin. Thank you.
vă recomand. Și Teros 4 are tendința de a îndulci un pic sunetele, tendință care nu e benefică pe tobe, în schimb e foarte bună pe instrumentele cu coarde, instrumente de suflat, pe muzică ușoară în special, dar și în populară pe anumite segmente ajută. Hai să auzim un ritm ardelenez foarte bun. Ardeal până și intro-urile și end-urile de la ritmuri țin mai mult. Asta este firea noastră. Și a doua variantă. Etno-ardelean. Jocul din banat. Și a doua variantă a jocului din banan. Vedeți că e mai obraznică, mai puțin naturală, dar mai obraznică, da? Mai ca la nuntă, cum s-ar zice. Și iată și a treia variantă a lui. De asta merită să luați un set într-adevăr făcut așa cum trebuie, nu făcut la plezneală, cumva necalculat, cumva amatoricesc. Ideea e că aveți mult mai multe opțiuni. Joc în doi. Bineînțeles, dacă e joc în doi, are și a doua variantă. Asta am făcut-o pentru băieții din sud, da? Și fetele, îmi doresc să văd și fete care cântă la orgă. Mă rog, cântecul ăsta e ardelenesc, ritmul l-am făcut pe partea asta, varianta asta a doua, gândindu-mă și la cei din sudul țării. Am modificat un pic mixajul. Și acum urmează un gen muzical care personal mie nu numai că nu-mi place, dar în mod profund îmi displace. De aceea o să vă arăt scurt, hai să spunem, eu îi spun muzică orientală. Oricum, pack-ul conține și așa ceva.
O să fiu foarte scurt în ceea ce privește capitolul ăsta. Nelipsit este ritmul de Maramureș. Sau să auzim și celălalt intro, da? Bine sună panajul, variațiunea 3, care are și un pic de braci, și 4, care lovește puternic. Da, dragii mei frați moldoveni, nu v-am uitat. Vedeți cum se schimbă mixajul? Vă și arăt. Și asta numai din registri, da? Sau. Ce bine sună pe minor. Vedeți? Altă variantă de solo. Da? Și auzim și a doua variantă. Superb. Sau. Încă o variațiune de horă. Ritmul pe picior. Un ritm de purtată care sună foarte cald și foarte ardelenesc. Ritm rumba ideal pentru cafe, concert și muzică ușoară românească, așa zisa, muzică melancolică, foarte, foarte frumoasă.
Solin și din Banatul Sârbesc. Și acum un gypsy veritabil. Și a doua variantă. Ritmul tropotita. Desigur, nu putea să lipsească acest ritm. Ritmul moldovenesc. Încă un ritm moldovenesc. Intră în diverse variații. Nu puteau să lipsească sârbele. Sârba 3. Gypsy 2.
sau... Să auzim și varianta a doua. Da, varianta a doua sună mai plin. Polka. 1, 2, 3 și... Foarte bine se poate cânta și Edo pe ritmul ăsta, da? Toate situațiile și zonele folclorice mai mult sau mai puțin cunoscute din România. Pecul ăsta acoperă foarte bine. Vine și cu o extensie care se poate instala peste el. Bineînțeles, prima dată trebuie să aveți pecul acesta mare instalat și după aceea se instalează și extensia pecului V1. Se numește V1 Profesional King. Și având și acea extensie, acolo aveți o grămadă de ritmuri premium care vă îmbogățesc și câteva tonuri care vă îmbogățesc și mai mult colecția de style-uri. Sunt Bogdan Curta și vă doresc numai bine, multe cântări, să faceți muzică bună, din suflet pentru suflet. Puteți să mă sunați pentru seturi, pentru ritmuri, pentru samplere și pentru aranjat instrumente, bineînțeles, la numărul de telefon afișat. Vă invit să vizitați site-ul meu www.muzicasipoezie.ro. Repet, www.muzicasipoezie.ro. Să auzim numai de bine, sănătate și Doamne ajută!